Mă bucur în primul rând că mă aflu aici între dumneavoastră. E drept că am schimbat un pic domeniul de la județ, am trecut la municipiu și m-am bucurat de această oportunitate pentru că aici locuiesc și cred că cu toții am văzut și ce trebuie să îmbunătățim, să schimbăm, ce trebuie să menținem și să ducem mai departe. E drept că reprezint acum un vot, un număr redus, să spunem, sau care pe noi ne-a mulțumit cumva la acel moment, sau, mă rog, așa a fost conjunctura. Reprezint aici un număr de buzoieni care cumva au crezut în planurile pe care noi atunci le-am prezentat și le-am susținut. Vom menține dintre ele, cu siguranță vom veni să ne consultăm, să vedem ce putem să facem astfel încât să ameliorăm, să continuăm și cu siguranță va fi o colaborare, nu neapărat bazată pe opoziție, dincolo de orice culoare politică, suntem aici, așa cum am jurat astăzi, pentru buzoieni. După 17 ani de Italia, m-am stabilit în Buzău de 3 ani, de fapt din Buzău am plecat. Conjunctura a făcut în așa să ajung în Consiliu Municipal. Îmi dau toată silința să fiu un bun cooperator, să facem ceva pentru comunitate și lumea să fie mulțumită și dumneavoastră la fel și la fel să am și eu satisfacțiile mele.